Pentru voi, vărsători sau cu ascendentul vărsător, sigur că este o perioadă norocoasă ca pentru toată lumea, că nu degeaba i-am spus cea mai norocoasă săptămână din an. Și când am zis norocoasă, vine cu o schimbare de energie. Redevine importantă energia de aer, care pentru voi, vărsătorii, zodie de aer, este foarte importantă. Lipsea un pic energia de aer. Singura planetă într-o zodie de aer era Pluto, de la voi din zodie. În rest, nu era aer curat în viața voastră. E, bate vântul pe strada voastră. Dar vântul ăla cu aer proaspăt, cu aer curat, cu alt aer decât înainte. Deschideți ferestrele, respirați. Senzația de zbor, de larghețe, de libertate, de ce nu? Multă imaginație, multă creativitate, multe idei. La voi ies din mintea voastră lucruri minunate, foarte creative. Unii simțiți din așa brusc o schimbare de lumină, aer, temperatură în viața voastră, de la pe undeva nu se întâmpla nimic, pe undeva nu se întâmpla nimic, dintr-o dată încep toate să se miște. La unii începe să se miște planul sentimental. O vreme pauză, nu apărea nimeni la orizont, nu primeați niciun telefon, nu vă invita nimeni la o cafea, dintr-o dată primiți trei. Pentru alții, vă chinuiați de ceva vreme să scrieți o lucrare, gen lucrare de licență. Ați intrat așa un pic pe ultima sută de metri și dintr-o dată curge flux informațional prin mintea voastră. Se mișcă niște fronturi atmosferice prin viața voastră. Și mișcându-se fronturile atmosferice, se creează acolo un pic de mișcare, fluiditate, curg râurile, vin ploile, metaforic vorbind, deși o vreme nu se întâmpla nimic. Simțiți o diferență, asta vreau să spun. Veți compara perioada asta cu alte perioade din viața voastră și găsiți clar niște superlative. Măi, e mai puncte decât luna trecută, e mai interesant decât acum un an, e mai diferit decât ce am trăit eu acum 3 zile. E un pic de viteză în viața voastră, e un pic de alergătură, de ce nu, noutate, provocare, oameni, trec oameni prin viața voastră și găsiți soluții la problemele pe care poate până mai ieri le catalogați drept, nu le pot face, mamă ce grele sunt. Sunt cele mai grele provocări din ultima perioadă. Dintr-o dată, exact aceleași provocări nu mai sunt așa de groaznice ca înainte. De-aia am zis că faceți comparații. Problema asta, m-am ocupat de ea luna trecută. Vai, de mine e imposibilă. O reiau. Și pot să o fac. Parcă s-a schimbat cântarul. Tot aia cântăriți, dar cu altă unitate de măsură. Știți vorba aia, ce este mai greu, un kilogram de plumb sau un kilogram de pene? Care e? Amândouă, la fel, numai că când vezi un kilogram de plumb e atâtica și când vezi un kilogram de pene e dita mai balotul. Și normal când vezi dita mai balotul zici că e mai greu, da, iacătă, nu, sunt pene, dar tot un kilogram este. Și de-aia ceea ce până mai ieri ziceați că e imposibil, nu pot, nu fac, nu, dintr-o dată, dar știi că iese. Dacă nu cumva s-o fi rezolvat de la sine, de-aia se schimbă girueta, se schimbă ceva în viața voastră. Nu potul ăla de până mai ieri devine din ce în ce mai puternic. Ba da, pot. Ba se poate. Ba uite câte variante am. Ieri n-am avut atâtea, acum am din ce în ce mai multe. Și simțiți așa spor, evoluție, creștere, înaintare, bogăție de variante decât sărăcia de variante pe care ați avut-o până mai ieri.